Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața într-un accident de circulație. Mașina pe care o conducea sibianul s-a izbit cu putere de un copac. Impactul a fost devastator. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe. Au ajuns și echipaje de salvare, însă pentru băiatul de la volan nu s-a mai putut face nimic. Salvatorii ajunși la fața locului au fost nevoiți să declare decesul acestuia. Polițiștii biroului rutier Sibiu au intervenit la un accident rutier deosebit de grav produs pe drumul județean 106R pe direcția Sibiu-Poplaca. Din primele cercetări efectuate a rezultat că un autoturism condus spre Poplaca de către un sibian în vârstă de 23 de ani a părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă a direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac. Din păcate, impactul a dus la decesul conducătorului auto, care se afla singur în mașină. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii acestui eveniment rutier. În cursul zilei de miercuri au apărut noi informații. Se pare că tânărul ar fi intrat intenționat cu mașina în copac. Înainte să-și pună capăt zilelor acesta, își sunase prietenii și anunțase că dorește să-și ia viața. Disperați cunoscuții băiatului au sunat la 112. Polițiștii s-au mobilizat, se așteptau ca acesta să fie undeva în zona pădurii Dumbrava. Însă, la doar un minut la cel de-al doilea apel pe 112, căutările au fost întrerupte de anunțul producerii accidentului. Apropiații tânărului spun că acesta suferea de depresie. O mașină a luat foc în trafic miercuri în zona podul Olt. Flăcările s-au extins cu repeziciune și au cuprins autoturismul aproape în întregime. La fața locului au ajuns de urgență și echipajele de pompieri. Aceștia au stins flăcările dezlănțuite, însă mașina are daună totală. Pompierii spun că la momentul la care au ajuns ei la fața locului, incendiul trecuse de motor și se extinsese în interiorul mașinii. Flăcările au distrus mașina în proporție de 60%. Pentru a preveni astfel de dezastre, pompierii îi sfătuiesc pe sibieni să verifice cu atenție starea tehnică a mașinilor înainte de a urca la volan. Un simplu cablu defect poate incendia întregul autoturism. După creșterea numărului de îmbolnăviri de săptămâna trecută, COVID-ul face o nouă victimă. Este vorba despre o femeie de 70 de ani care și-a pierdut viața în ultimele 24 de ore. Femeia suferea de afecțiuni cardiace. Era internată pe secția de terapie intensivă. Numărul cazurilor de îmbolnăvire soldată cu deces urcă astfel la 1969. S-a raportat un nou deces COVID, o femeie de 70 de ani din Ogna Sibiului, internată la Spitalul Clinic Județean Cardiologie ATI, nevaccinată. La momentul de față, în spitalele din tot județul mai sunt internați cu COVID 49 de adulți și 10 copii. În ceea ce privește adulții, 4 dintre ei sunt în stare gravă. Aceștia sunt tratați de către medicii secției de terapie intensivă ai Spitalului Județean Sibiu. Zăpada mieilor a luat cu asalt România, în mai multe județe ale țării a nins mai ceva ca astă iarnă. La fel s-a întâmplat și în Sibiu. În ultimele 24 de ore au fost două episoade de ninsoare viscolită. În cursul dimineții de miercuri a nins atât de tare încât vizibilitatea a scăzut la câteva zeci de metri. Din fericire, episodul de ninsoare a ținut aproximativ 10 minute. Vremea a fost însă rece pe parcursul întregii zile. Meteorologii spun că vremea nu se va încălzi semnificativ nici în zilele următoare. În plus, a fost emisă o informare de vreme rece, valabilă până în 30 martie. La ora 9. În acest interval, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, ținând cont de data din calendar. Temperaturile minime vor fi predominant negative și vor coborî până la minus 10 grade. În plus, se va produce brumă și îngheț la sol. Date fiind condițiile meteo, polițiștii sfătuiesc pe șoferi să nu renunțe încă la cauciucurile de iarnă. În plus, le recomandă prudență în trafic, atenție la pieton și viteză cât mai redusă. Câțiva fulgi, un pic de soare și apoi frigul de la apus sunt suficiente pentru a transforma drumurile în adevărate căi de patinaj viteză. Pentru a preveni accidentele rutiere, măsurile de siguranță sunt esențiale. Dat fiind faptul că iarna încă își face simțită prezența în aceste zile, vremea pune la grea încercare participanții la trafic prin condiții de ninsoare, vizibilitate redusă și polei. Atragem atenția conducătorilor auto, dar și pietonilor cu privire la necesitatea adoptării unei conduite preventive în trafic, menite să scadă riscul implicării în evenimente rutiere cu consecințe grave. În acest context, le recomandăm șoferilor să circule cu viteză redusă și să mărească distanța între autovehicule. Semnalizați din timp orice intenție de schimbare a direcției de deplasare și asigurați-vă foarte bine înainte de efectuarea manevrei. Mențineți banda de deplasare fără a vă apropia nici de marcajul de separare a benzilor sau sensurilor, nici de marginea din dreapta a părții carosabile și folosiți cu precădere frâna de motor.
Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Rugăm conducătorii auto începători să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului în condiții de ceață, de vizibilitate redusă sau de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. Nu în ultimul rând, pietonilor le recomandăm să-și sporească atenția, să evite pe cât posibil folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă, și să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor. Procurorii și reprezentanții DIICOT au descins în dimineața zilei de miercuri în mai multe locuințe din Iași, Bacău, București, Constanța și Sibiu, în vederea destructurării unui grup infracțional organizat specializat pe fabricarea și comercializarea în țările Uniunii Europene de substanțe anabolizante. Simultan descindere au avut loc și în Republica Moldova. În total au avut loc 37 de percheziții. Anchetatorii spun că persoane cu dublă cetățenie, română și moldovenească, au constituit începând cu anul 2021 o grupare infracțională specializată în fabricarea de produse care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc. În timpul perchezițiilor din România a fost descoperit și primul laborator de produse anabolizante din țara noastră. În urma descinderilor au fost confiscate mai multe cutii cu substanțe, ustensile folosite la fabricarea anabolizantelor, dar și recipiente în care acestea erau deținute și comercializate. 11 persoane au fost duse la Iași pentru audieri. Documentarea activității infracționale a fost realizată cu sprijinul Europol.